Bine ai venit! Cum te numești? Mihalieva Cristina. Cu ce te ocupi, Cristina? Sunt elevă, în clasa 11-a. Și hobby-ul tău care este? Sau mânuirea pasiune? Bastonului. Mânuirea bastonului? Da. M-ai făcut curios, succes! Mulțumesc! Tonight I'm gonna have myself a real good time. Ce face fata asta cu bastonul? N-am mai văzut. Cristina, nu mă așteptam la asta. Cum se cheamă disciplina exact? Mânuitul bastonului? Baton twirler. Baton twirler. Da, okay, de sportul se numește baton twirling. Da. Există o federație? Da, există. Wow. Numai la noi în țară nu prea se practică. Ai fost la competiții? Da, de când sunt mică tot particip. Și ce ai făcut acolo? Am reușit să obțin 6 medalii de aur. Deci wow. Doar în singur concurs. Doar 6 medalii de aur. Florin, te rog. Este foarte spectaculos. Pare ceva foarte simplu, dar se poate presupune că ești destul de solicitant. Este. Evident că e un mister pentru mine cum poți să faci toată povestea aia. Andra, ce zici? Mă bucur că ai venit pentru că nu știam de acest sport și mă miră faptul că avem în fața noastră o campioană care are atâtea medalii și totuși se emoționează la aplauzele noastre și lăcrimează. Adică, mulțumesc mult! Ești extraordinară! Să aflăm răspunsurile noastre. Florin. Da! Mulțumesc! Andra. Eva, Cristina, ai un mare da de la mine! Mulțumesc mult! Andy. Da, sigur că da. Mulțumesc. Iubesc deschizătorii de drumuri. Un mare da din partea mulțumesc mea. Felicitări. Mult. Mulțumesc. Ne vedem în etapa următoare. 4 de da, felicitări. Sunt absolut impresionat de nivelul copiilor din sezonul 10. Sunt uimitori. Doamne! Cum au ajuns ei să facă performanța asta? Cum au ajuns acolo? Pentru că eu cred că asta poate declanșa o schimbare în societatea noastră. Avem nevoie de modele.